Desmoforiile de Aristofan. Părea vreodată un semn prevestitor de bine, că-și mult nici nu-i lipsește și gata mă va da, așa cum chiar din zori el mă gonește. Poți rogu-te măcar să-mi spui Euripide înainte ca eu duhul să mi-l dau, unde mă fugărești? S-auzi-o, nu se cade, tot ce cu ochii vei vedea curând. Ce zici, mai spun o dată, nu trebuie să aud? Ce vei vedea pe dată? Așadar, nici să văd nu mi se cade. Acele lucruri care se cade să le auzi. Ce sfat îmi dai? Pe cinstea mea vorbești meșteșugit? Tu zici că nici să aud și nici să văd n-am voie. Natura fiecărui din aste două lucruri e tare osebită. N-auzi și a nu vedea? De bună seamă, da. În ce fel osebit? Dintr-un început acestea astfel s-au osebit. Cândva pe când din haos întâile făpturi se și iviră și socotind că ele mai întâi cuvine să se vadă, le măiestri un ochi cu discul soarelui asemeni, iar pentru auz apoi le sfredeli urechi a idoma cu pâlnia la chip. Deci pâlnia e de vină că eu n-aud și nici nu văd. Pe cinstea mea sunt măgulit să învăț acestea. Ce lucru minunat să te însoțești mereu cu înțelepții. Și de vei sta în preajma mea multe de felul acesta învăța. De-aș afla pe lângă toate acestea înțelepciuni să învăț și un mijloc ca o loc să fiu, să nu mă mai alergi prin tot orașul. Ei, vină lângă mine și ia aminte numai. Iată-mă. Această poartă de colear. O vezi? Pe Hercule, jur că o văd. Tăcere, ce? Tăcere acum. De poartă să nu spun nimic? Ascultă. Să ascult și liniște cui? Porții să păstrezi? Aici stă Agaton, vestitul autor de tragedie. E unul negricios și e puternic, nu? Nu, e un altul. El are o barbă deasemenea. Deci niciodată tu nu l-ai văzut. De că nu, pe cât îmi dau seama. Ba, cred, l-ai întâlnit, dar n-ai știut că el. Ei, departe să ne ținem aici, căci iese un slujitor de-al lui cu ramuri de mirt și foc ținând în mâini. Ofrande va aduce poezie. Tot omul să mi se păstreze, iar gura închisă să-și o țină toți, căci iată un grup de muze se îndreaptă înspre lăcașul sfânt al bunului stăpân, cântări să înalțe. Fie ca văzducul să-și țină răsuflarea, iar valul alb al mării să nu se mai frământe. Dar băzi, ce rețic! Dar ce spui tu acolo? În aripate neamuri, hodina să-și o ia. Bombă la bombon, stăpânul nostru Agaton, poet armonios care acuși... Ce merge la femeie? Ce este această voce? Văzducul. Va să alcătuiască scheletul unei drame. Noi forme poeziei el rotunjește acum. Vers după vers învârte, apoi le potrivește. El fraze șlefuiește, figuri de stil artistic. Topește ceara, apoi și-o modelează. Și în urmă o toarnă în bronz. Ei, slujitorule, aici și acum adu-mi-l pe Agaton. M-auzi? Așteaptă, va veni. Ce voi face eu? Ce o să se întâmple cu mine astăzi? Vreau să știi ce vorbesc de asta. Ce gem și ce te vai spune? Să te ferești, nu trebuie de-al tău, părinte vitreg. Nenorocirea mare se pune acum la cale în contra mea. Dar ce nenorocire? Astăzi se hotărăște soarta mea. Cum? Nici tribunale și nici senatul nu țin ședința astăzi, căci doar e în treia luni, suntem la Desmoforii și sărbătoare mare pentru noi, adică pentru ele, pentru femei. Tocmai acum mi-aștept pieirea femeile la care pierzania mi-au pus. Astăzi la Desmoforii se adună pentru mine să-mi hotărească soarta. Pieirea de ce-ți vor? Pentru că în tragedii eu le vorbesc de rău.
Ai meritat prea bine, pe al mării zeu, ți-o jur. Da, da, ia, 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 din beleaua asta, cum crezi că vei ieși? Dascălul de tragedie, pe Agaton, la Desmofori, eu sper că l-o-i convinge să purceadă. Și ce va face de va merge, spune-mi? Printre femeile adunate, odată strecurat, el de va fi nevoie socot m-o apăra, căci numai el e în stare să o facă. Pe față sau în taină? Din astea două, cum? Mântaină. În haină de femeie înveșmântată. Ce scuziți, ce adânc e planul. Tăcere! 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 Iată-l! Dar care-i omul acesta ce vine înspre noi? E Agaton, el glasul și drege acum spre a ne cânta ceva. Copiii, voi dansul însoțiți-l cu al bucuriei strigăt, slăvind și libertatea străbunei voastre griji. Hai să cinstim, o muză, pe Apollo, cu săgeți de aur, el zid de apărare dură la poarta Troiei. Cinstit să fie Apollo prin cânturi prea frumoase, tu care poți fătlia de meșteri iscusit la artele frumoase, la sacrele întrece. Cinstit și pe Diana, fecioara ce gonește prin munți și prin păduri după vânat. La rândul eu cinstesc pe alatorii august plăstar, eterna-i fericire pe cea neprihănită, pe Diana. Cinstesc și pe Latona și cântul ei de liră asiatic, ce atât de potrivit e cu al grațiilor frigiene jocuri. Și eu cânt pe Latona, pe regina și lira ei, a imnurilor mamă, mărire ție, Feus, cu braț bărbat, cinstită fie odrasta Latonei, fericita. Câte de dulce cântul, câte de mângâios și ce mânduit, mai dulce ca sărutul când îl ascult, simt un fior plăcut cum trupul mi-l străbate. Ei, băiețași, oricine fi, vreau să te întreb, în chipul lui Eschil din Licurgia, de unde vine insul smolatic? Din ce ținut se trage? Ce obiceiuri are? Ce legătură poate avea o sabie cu o oglindă? Dar cine mergi, băiete? Pretinzi a fi bărbat? Ce zici, ce taci? De cercetezi-o cânturile tale, apoi ele grezi ce nu voiește a spune. Invidia te îndeamnă să spui ce am auzit. Să ponegrești astfel făptura mea. Cât despre obicei asemenea cu felul meu este. Doar e firesc în roluri bărbătești în piese omul are să facă astfel. Din ele trăsături să împrumute. Iar dacă drama sa cuprinde rolul de femeie, atunci trupul lui va fi înveșmântat la fel. Ne-am străduit să imităm tot ce n-avem prin naștere lăsat. Atunci pe mine să mă chem când de satire te vei apuca, în spate-ți nemișcat mă-i cocoța, să te ajut și nu-i plăcut să ajungi poet vestit și neîngrijit achip. Gândește-te la Ibicos acela, apoi la cel din Teos, la Anacreon și Alceu care au atins armoniei culme. Mitră purtau, iar viața și-o ducea un chip ionian. Și Phrynichos, desigur că ai auzit de el. Frumos era. Și întotdeauna se îmbrăca frumos. De aceea este atât de minunat tot opul său. La fel cu firea, deci se cade să faci versul. Diformul Filocles compune vers diform. Iar Xenocles cel rău tot rele versuri face. Iar Teognis cel rece și stilul lui te îngheață. Așa se cade a fi. De aceea eu, când am aflat acestea, m-am îngrijit de propria făptură. Pe zei, dar cum? Taci, nu mai bombăni! La fel eram și eu la vremea mea când începui să cuvântez în sticuri. Pe zei, nu sunt gelos pe instruirea ta. Și lasă-mă să-mi depăn pricina ce mă aduce. Vorbește! Agaton, de un înțelept edem să înșiri într-un cuvânt discursuri lungi. Ți-o-i spune, dar cum pot acum necazul meu... Căci eu, lovit avand un greu necaz, la tine vin și în genunchi
Îți caz? De ce folos socoți că pot să-ți fi? De tot folosul pot să-mi fii, ți-o jur. Căci dacă printre ele pe ascuns tu te strecori, astfel încât tu nu bărbat să fii luat, ci drept femeie, doar bine știi, bărbații nu sunt admiși nici cum la tesmoforii. Și apărarea de me vei lua, de bună seamă că me vei salva, căci singur tu vorbi mă vei de bine în adunare. De ce nu mergi acolo tu însuți să te afli? Numai decât ce-i spune. Din tâi că-s cunoscut, apoi sunt chel și am barbă. În timp ce tu ești chipeș la figură, ești alb și spân, ai voce de femeie, ești mărunțel, plăcut la înfățișare. E simplu, dar te-or crede tot femeie în adunare. Păi, Euripide! E bine, ce-i? Ce-i? Cândva ai scris, te bucur de lumină când o vezi. Socoți că tatăl tău o prețuiește mai puțin ca tine? De bună seamă, da. Atunci nu spera ca nenorocul tău să-l iau asupra mea. Oh. Doar n-am înnebunit. Necazul du-ți-l singur, căci este al tău. Nenorocire să ți le duci se cade prin suferințe și nu prin șire trigo. Dragul meu, Agaton, de ce te temi să mergi acolo însuți tu? Eu aș sfârși cu mult mai rău ca tine. Dar cum? Ei, cum? Misterele nocturne, femeile ar socoti că le pândesc și că dispar cu chipris prea frumoasă. Ce zău, iată un pretext ce pare a fi motiv. Ce zici vei face tu acestea? Să nu cumva să crezi. Oh, nenorocit de mine, oh, prea nenorocit, pierdut. De cinainte sunt eu, Euripide. Euripide, tu scumpul meu, amic, vlăstarul meu, curajul nu ți-l pierde. Și ce aș putea să fac? Trimite să se spânzure pe Agaton, iar din mine fă tot ce vrei de aici încolo. Oh, și pentru că mi-ești atât de credincios, atunci hai, mantaua, dă-ți-o jos. Iată-o! Ce vrei să faci cu mine? Ți-o era de barba, bine. Deci cum crezi cu mine, altfel nici când nu ți-aș fi folosit, nu? Hei, Agaton! Da? Agaton, tu niciodată nu pleci și de acasă fără brici. Ne împrumut acum unul nou. Vrei briciul? Briciul? Ia-l de acolo, chiar din cutia lui. Oh, ce mare suflet ai! Hei, hei, nesiloc acum, da. Mi te așează și umflă obrazul drept. De ce răcnești? Îți spun la gură lacăt, de nu te liniștești. Dar unde ochii-ți fug? Spre al slăvitelor zeițe templu, spre tesmoforul, căci pe Demetra jur, aici nu mai rămân, că tot mă ciopărțești. Ei, te faci de râsul lumii, cu o parte bărbierită, iar jumătate în zeb. Nu, plec, să nu mă părăsești. Hai, vino înapoi. Nenorocit de mine. Stai, nemișcat. Ridică fruntea sus. Unde te întorci? Au! De ce mai gemi? Doar totul s-a sfârșit cu bine. Așa frumos te-am aranjat. Că nu mai semeni nici un pic cu tine. Sărman de mine, chelbos cum sunt de aici încolo. În trupele pedestre voi lupta. Dar nu te necăși. Cât de plăcut la înfățișare ești. Vrei chipul să-ți privești într-o oglindă? Dacă s-o costu, dă-mi-o. Tu propriul chip ți-l recunoști în ea? Pe Zeus, nu. Îmi pare acum că văd chiar pe clistele. Drăguțul faci un chip de femeiușcă, ci umblă ochii tot după femei. Hei, Agaton, ai refuzat să mă ajuți? Atunci măcar hai, dă-ne cu împrumut rochița aurită. Și cordon. Doar n-ai de gând să zici că nu le ai. Luați-le și vă slujiți de ele. Da. Cu dragă inimă vi le împrumut. Așa. Da, și ce-i lua pe mine mai întâi? Ce vei lua? Îmbrac această haină ca șofranul. Cordonul, dă-mi-l. Să-mi cuprind mijlocul. Ial! Și acum picioarele velește-mi bine. Mai trebuie o bântiță și o mitră. Ia și boneta asta. Eu peste noapte o puneam în cap. Pe zeie, ce potrivită e. Da. O pune.
Dar așa de bine? Nu bine, foarte bine. Adu rochița. Unde-i? Ia-o și potrivește-o bine. Mai trebuie încălțări. Uite la ale mele, ia-le! Dar oare îmi vor veni? Pe câte știu, nu ți-ar plăcea să porți niște bărcuțe. Pe acestea le încearcă. Și acum de toate. Iar tu, Agatul? Eu cât mai iute plec și am să mă închid în casă. Toate, acest bărbat al nostru de aici, iată-l, femeie, măcar așa arată când vei vorbi. Te străduie cât poți mai bine să grăiești cu glas de femeiușcă. Nu! M-ai străduit! Hai, acum, stai, pe Apollo, numai înainte de a-mi jura. Dar ce să jur? Că mi-ai luat tot felul de măsuri să mă salvez vreun rău de mi se întâmplă. Jur! Așa. Chiar acum pe zei toți din ceruri. Ce, să aude? Grăbește-te, mă iute, semnalul adunării femeilor se arată în Tesmoforion. Așa. Eu mă retrag, așa. Căci iată, slujnica-ți vine, Trata. Trata, hai deodată pe aici. Pe aici, urmează-mă, pe aici. Privește-o, Trata, la torțele arzând. Uite cum urcă mulțimea sub flacăra lor. O, strălucite Tesmofore, primiți-mă cu o soartă norocoasă și aici, dar chiar și la întorsul meu de aici, acasă. Așează jos jertfelii cu Trata și turta ia din el ca să o jertfesc zeiților sărbate. Stăpâne prea cinstite, prietene Demetra, Persefona, fie ca multă vreme ofranda jertfei mele să fie norocoasă sau cel puțin să mă crotiți acum. Iar fiicei mele, un soț să-i hărăziți, bogat, dar prost, și cât mai dobitoc, și doar la bani să-i fie mintea și simțirea lui. Dar unde eu mai bine să mă așez ca să aud pe orator mai bine? Tu, Trata, poți pleca de acum încolo, că sclavilor nu le-ai dat orațiile acestea să le asculte. Hai! Înălțați aici, la Tesmoforii Demetrei, Persefonei, lui Pluto, Caligenei și cele ce vlăstare le hrănește Gaii, lui Hermes, graților, ca adunarea noastră orașului Atena spre mult folose fie, iar nouă să ne fie cu noroc. Cereți să învingă aceea dintre noi ce este cea mai bună atât pentru poporul atenian cât și pentru femei și va rosti cel mai frumos discurs. Cereți ca numai lucruri bune să vă dea. Iopean! Iopean! Hai să ne veselim! O zeu atotputernic, cel cu renume mare, și tu cu daurita liră, zeiescu Delos, stăpânind Apollo. Și tu, Palas Atena atotputernică fecioară, cu albaștiți ochi și lancea daurită, sălășluind cetatea mult râvnită Atena, vino între noi aici. Și tu, ce poți numită fiind multe chipuri, Diana, Artemis, fecioară a fiarelor groază, dar al Latonei cu ochii cei de aur. Vino și tu, Poseidon, al mării sfânt stăpân, golful Nereii de pește împresurat și învolburat lăsându-l. Și Nereii de voi, copila lui Nereu ce marea stăpânește, și voi ce rătăciți prin munți, o nimfe! Iar cântul de aur al lirei să ne însoțească veșnic cântul ei, ca noi la bun sfârșit să ducem adunarea o nobile femei ale Atenei. De cineva vreun plan la cale pune în contra spiței noastre femeiești, pe placul lui Euripide sau mezilor va face, sau amăgește prin vorbe frumoase iubitul, iubita, sau de o femeie cu darul iubitul își încarcă, sau de o iubită de bani ispitită își schimbă iubitul, dacă un hangiu sau hangiță măsura de 3 litri ar tâlhări o taman la jumătate, urați-le să piară în chip năprasnic cu casa lor cu tot. Să piară! Iar vouă, tuturora, cinstite, virtuoase, natura să vă încarce mereu de bunătăți și de belșug. Spre binele cetății și al nostru, o femei! O femei! O femei, izbânda dar de partea acelora să fie, care au rostit cel mai meșteșugit cuvântul lor. Cu
toate luați aminte la femeiescul sfat ce prezidat a fost de Timocleia. Lizil a însemnat tot pe tăbliță, iar Sostrate îi rostui sfârșitul. Iar el acestea hotărâ. Ne-am adunat în zorii celei de-a treia zi din Tesmoforii, ce chiar la mijloc e, și cea mai mare bucurie pentru noi, căci mai întâi ne-am ocupat de Euripide. Euripide! Și ce pedeapsă trebuie să-i dăm? Pedeapsă, pedeapsă, pedeapsă! Cine dorește acum să acuze în adunare? Femei, vă jur pe cele două zee că nu din ură eu m-am ridicat ca să vorbesc aici, ci doar durerea ce o simt când văd de cât amar de vreme în fel și chip ne-mproașcă cu o căre Euripide. El, fiul precupeței de verdețuri, căci este vreo sudalmă pe care el să n-o fi aruncat asupra noastră. Niciun prilej nu a pierdut spre a ne jigni, oricât de puțin tei sunt spectatorii, actorii, corurile. Că ochi dulci facem, că alergăm după bărbați frumoși, că clevetim, că suntem băutoare până vrăgim, că altceva de nimic nu suntem bune, ci doar bărbaților să cășunăm vreun rău. Așa se face că bărbații noștri, abia întorși după sfârșitul piesei, ne și privesc pieziși, cătând cu lăcomie peste tot de nu-i ascuns vreun tinerel pe undeva. Atât de rele lucruri Euripide le-a băgat în cap, că până și o cunună de împletești, bărbatul te va bănui îndrăgostită de un altul. Iar dacă una dintre noi, trebăluind prin casă, ar sparge un vas așa fără să vrea, bărbatul ei, numai decât atunci o întreabă, în cinstea cui ăst vas a fost fermat. Nu-nca pe îndoială că e pentru străinul din Corint, cunoaștem noi povestea Stenobei și al ei drăguț Belerefon. Iar dacă odinioară holteii se însura ușor cu fete, așa ne-a clevetit Euripide că azi niciun holtei nu vrea să se însoare. Din vina ăstui vers, pentru un bărbat matur, soția e un despot. În schimb, el e de vină că în gineceu bărbații pun semnuri și lăcate și paznici pun să le păzească strașnic. Și tot ei sunt acei care pe lângă casă dulăi oblojesc să bage spaima în drăguții noștri. Dar treci-o lângă acelea și pe aceasta. Era la largul nostru gospodărirea casei și să luăm făina din cămară, uleiul, vinul, acum suntem oprite. Bărbații tainic țin asupra lor niște cheițe și acum acest Euripide ce casele le strică a sfătuit bărbații să nu se mai slujească decât de putred lemn pentru însemnuri pe care ei le spânzură la gârjă. De aceea acum îmi pare așa de grabnic că trebuie să ne scăpăm de el pierzându-l. O travă, cred, sau printr-un alt mijloc. Aceasta o declar deschis în vorbe, iar restul o ia șterne chiar în scris, cu ajutorul celei ce pe tăbliță înseamnă. Nici când n-auzi o femeie cu atât de multe întorsături în frază și nici cu atât talent de orator vorbind, căci tot ce grăiește e drept. Ia păsul ei pe toate fețele ni-l desluși și tot în mintea ei a frământat adânc. Cuvântul iau doar ca ceva să adaug, căci celelalte învinuiri s-au depănat în tocmai. Vreau să vă spun ce am pătimit chiar eu. Spune. Bărbatul meu muri în Cipru, eu rămânând cu 5 copii. Cu greu întrețineam coroane împletind din mirt pentru piață. Destul de greu, deci traiul mi-l duceam. Acum însă ăsta, cu versurile lui, bărbații au ardit și i-a făcut să creadă că nu există zei. Nici jumătate, deci din ce vindeam cândva, eu nu vând acum. Iată de ce vă sfătuiesc și țin morțiș că trebuie să pedepsim pe aceste Euripide din multe pricini. Căci el ne-a cășunat femei multe sălbăticii, crescut cum e în sălbatice verdețuri. Aceasta dovedi o minte dibăcit întoarsă, mult mai meșteșugit chiar decât prima. Și cât de mult omita a acuzat, nici n-a ieșit din matcă și a îmbinat finețea cu prudența minunat. Deci merită să-l pedepsim pilduitor pe acest bărbat, pe acest Euripide. Euripide. Cel care în tragedii atât de mult ne-a ocărât femei pe noi și ne-a spurcat. Nu este de mir
intrare, o femeie! Ca ascultând astfel de răutăți, mânia poate să se aprindă strajnic pe acestei uripide și fierea să vă răscoliți atât de amar. Cât despre mine însă, așa s-am parte de copiii mei, de nu-l urăsc la fel ca voi pe omul ăsta, aș fi smintită să gândesc altfel. Cred totodată bine să chipzuim asupra celor vorbe ce le-am fost spus chiar noi. Doar suntem între noi, numai femei, și taina nu răzbate în afară. De ce atunci, vă întreb, să-l acuzăm pe acela și atâta de pornite în contra lui să fim? Pentru că a spus de noi vreo două rele, trei, când noi am săvârșit nenumărate. Căci mai întâi chiar eu să las alte surate la o parte. De multe ori mi-e cugetul mustrat. Odată, când zile numai trei trecute au de la nuntă, un fost drăguț de-al meu, cuprins de dor, veni și ciocăni ușor la poartă. Pe dată eu, știind prea bine cine-i, în mare taină să cobor din pat, mă duc tiptil spre poartă și deschid. Băgați voi bine seama, Euripide nici când n-a pomenit de asemenea isprăvi. Și nici de dulci ochiade ce le schimbăm cu sclavie. Vedeți, niciun vers nu pomeni aceasta și de o ponegrești el pe Fedra. Dar ce ne pasă nouă de aceasta? El nici n-a povestit de acea femeie cum, desfăcând în fața soțului veșmântui, sub ochii lui făcu scăpat iubitui. Nu spune în ce fel. Acele rele toate nu noi le-am făcut, pe Artemida noi atunci. De ce ne mâniem pe Euripide? Doar nu îndurăm mai mult decât nefapta? Uimită sunt de un lucru. De unde s-a găsit această creatură? Și care e ținutul ce-a hrănit așa nerușinată? Care să dea în vileag chiar tot ce face? Și încă cu atâta cutezanță. N-aș fi crezut că printre noi femei s-ar fi îndrăznit vreodată așa ceva. De acum, orice se poate întâmpla. Și mi-amintesc acest proverb străbun. Ar trebui să scotocești sub orice piatră ca nu cumva să fii mușcat de un orator. Mai rău nimic nu-i la femei impudice din fire decât pudoarea lor întreagă de femei să-și prăpădească. Pe agora femeii, voi nu sunteți întregi la minte, cred, sau farme ce vă sunt cumva făcute. Sau poate vreun alt rău ați pătimit de vreme ce lăsa stricată asta să ne insulte atât de grosolan. Dar de ce, mă rog, doar m-am bucurat de un drept pe care toate l-avem aici, fiindcă am vorbit deschis tot ce Euripide trecută cu vederea. Dar ce? N-ai nicio vină? Tu, care numai tu ai cutezat a apăra bărbatul care împotriva noastră atâtea lucruri rele săvârșit? El, care-i fericit când află subiecte cu femei ce numai rele știu a înfăptui, căci face Melanipe și Fedre, da, cu Penelopa însă nici una n-a întocmit, căci socotită fuse femeia virtuoasă. Pricina, bine știu, în vremurile noastre nici chiar o Penelopă nu mai putea găsi printre femei, căci toate sunt Fedre. Vedeți? Vedeți, femei, cum spurcăciunea asta din nou ne ocărește? Vedeți-o în fața lui? Pe Zeus! N-am spus încă din câte știu pe toate! Vreți să vă spun mai mult? Nu vei putea! Tot ce știai ai aruncat afară acum cu totul! Nici a mea parte din ceea ce noi facem, vă jur că nu am spus, că vezi, n-am spus nimica din felul în care noi, agrafele de aur, le scoatem binișor din părul nostru ca să pompăm apoi vinul din vas cu ele! Te-ai pierit odată! De nenorocită! Ce tot mai flecărești? Sunt demne de ascultat aceste oare! Ce nici cum, sclava ta născându-ți un băiat, l-ai înlocuit prin ea, eliberându-ți nepoțica! Cele 20, jur că nu ai spus degeaba tu acestea, ci pletele îndată ți le-i smulge. Mai, pe Zeu, jur că nu mă vei atinge. Ei bine, uite că te atingi și haina de pe tine o smulg. Bine, uite, smulg și eu mantaua de pe tine. Cristina, ia mantaua! De matici pe Artemida, că... De ce-i face? Te-i face să mergi să salut tot că l-ai mâncat! Pune-ți sfârșit, Gâlcevei! Căci iată,
O femeie pasul spre noi grăbește. Tăceți mai înainte de a ajunge aici. Întihnă noi ce ne va spune ea să ascultăm. Să ascultăm. Femei iubite, voi care vă rudiți la gust cu mine, când sunteți dragi obrajii mei, vă spun, ca un nebun femeile iubesc și întotdeauna pentru voi mă bag și în foc. Și acum, numai ce auzi ceva grozav de voi ce în agora se vântura pe buze, că și veni aici să vă spun, ca să vedeați și paze să vă puneți ca nu cumva vreun rău neprevăzut și îngrozitor să vi se întâmple vouă. Ce este dar, copile? Căci doar e nimerit să te numesc copil până într-atât de fragezi. Obrajii tăi sunt. Se spune că Euripide chiar astăzi ar fi trimis aici pe o rubedenie de-a lui. Cu ce treabă, dară? Și în care scop? A voastre cuvântări adulmecând, va ști ce frământați și ce veți hotărâ în toate cele. Și cum? Printre femei bărbatul se ascunde? Părul i-a smuls și arse Euripide și l-a îmbrăcat apoi ca pe o femeie. Voi da scrisoare lui, doar ce bărbat atât de nebun ca să se lase smuls de păr de altul. Că despre mine, o, prea cinstite zee, nimic nu-mi vine a crede. Tu n-ai decât să râzi, dar eu n-aș fi venit să anunț acestea, de n-aș fi fost întâi încredințat că-i tot adevărat ce auzi. Îngrozitor e lucrul ce aici ni se anunță. De aceea, o, femei, nu trebuie să stăm nepăsătoare. Să adulmecăm bărbatul. Să-l căutăm oriunde s-ar ascunde și stăpitit de noi. Atunci hai să începem. Tu prima, cine-mi ești? Dar unde să mă ascund? Căci cercetate voi veți fi cu toate. Un nefericit de mine. Mă întreb că cine sunt? A lui Cleonim femeie. Cunoașteți voi cine-i femeia asta? O știm, o știm. La celelalte treci, băiete. Ei, hei, tu unde pleci? Rămâi aici. Rămâi. Îți este rău? Lasă-mă, lasă-mă, stomacul mă încearcă. Neobrăzată ce mi-ești. Na, fă-ți treburile, deci, iar eu te aștept. Da, aici până te întorci. Da, da, așteaptă-o și din ochi să nu o scapi. Că singură pe ea noi nu o cunoaștem, băiețaș. De ce mă tragi așa pe mine? O beteagă. Ei, haide, spune acum, cine-i bărbatul tău? Mă întreb de soțul meu. Știi pe un oarecare din Cotochidon? Un oarecare care? Este un oarecare care cândva pe un oarecare al unui oarecare. Tu crezi că-ți râzi de mine? E? Ai mai venit aici și în alte dăți? Pe zeu, sunt toți ani. Și care ți-e femeia ce grijă acasă-i poartă? A mea este aceea. Nefericit de mine. Nimic nu spui? Tu pleacă acum, Clistene. Iar eu de limba am să o trag molcom de sacrele serbări din ceilalți ani și om vedea ce știe să ne spună. Tu ține-te deoparte, ca nu cumva să auzi, fiind bărbat, ce nu ți se cuvine. Și acum, spune-mi tu, din riturile noastre, da, din tâiul care fu dezvăluit al nouă. Spune, ce-a fost întâi? Întâi ce-a fost? Na. Păi băutam. Iar după aceea, care? Păi în sănătatea noastră am băut. Tu de la alta ai aflat aceasta. Și ce-am făcut noi apoi? Nimic nu știi. Hai, vino aici, Clistene. Acesta e bărbatul de care ne vorbești. Ce trebuie să fac? Dezbracă. Nu. Nimic nu are rost din tot ce spui. Dezbracă. Da, da, ce vezi dezbrăca voi? Mama, nu, copilaș? Ci haideți, fă-ți mai iute centura de la gât nerușinat-o. Cum vorbești? Cât de spătoasă și cât e de vlăjgană. Pe legea mea ea n-are sâni ca noi. Pentru că sunt stearpă. Nici când n-avui copii. Acum stearpă ești. Stearpă. Dar chiar acum erai la nouă copii. Mamă, te-am prins. Ce? Femei? E un bărbat în haine de femeie înășmântat și a pătruns la sărbătoarea noastră, ticălosul, când ești tu prea bine că l-ai oprit prin lege aici să pătrundă. Femei! E bărbat! Nu! Iată de ce ne-a aruncat ocări!
E bărbat! Nu! Nefericit de mine, cerute, trebuie, am intrat! Dar noi acum ce facem? Învegheați asupra lui cu mare grijă ca nu cumva fugind el să ne scape. Iar eu dau fuga iute la pritan să-l vestesc! Acum noi, de îndată ce am aprins a noastre torțe și am strâns în copci tunicile cum se cuvine și am lepădat mantalele, să cercetăm de nu cumva a pătruns aici un alt bărbat. Să ne întoarcem, deci, și să privim atent în jurul fnixului, să cercetăm barăcile cu mare grijă, răspândiile toate. Din tâi pe vârfuri să ieșim de aici și în taină mare peste tot să adulmecăm. Numai că trebuie să nu muncim prea mult. De grabă e nevoie, mare grabă. Iar cea din tâi să facă acum ocolul cât mai iute. În fiecare colină cercetează și cată cât mai iute peste tot, ca nu cumva prin locurile acestea un alt bărbat să se ascundă prin șor. Aruncați-vă ochii pretutindeni, când aici, când colea, și totul cercetați atent. Căci dacă-i prins el fapta comițând, pedeapsa-și va primi. Și prin acestea o pildă el va fi la toți ceilalți. De nu mă înșel, aproape peste tot atent că tarăm, dar n-am găsit printre femei un alt bărbat. Ei, dar unde ai fugi tu ăla? Ei, nu vrei să stai? Uite-i! Vai, șamar de mine! Plecat-i cu copilul ce mi-ai las mulți de braț! Urlă, cât poftești de aici încolo, nu-l vei vedea dacă nu dai drumul grabnic. Vai, nefericite sunt femei, dar nu l-au prins! Nu slăbozezi din pieptul, vai, jalnic, ca să-și moaie mersul. Voi nu vedeți de unicul copil cum mă lipsește. O, vai, usite prea slăbite, ce nouă rozăvire izbește ochii mei. Nu e altceva aceasta decât sfruntare mare și culmea mișeliei. Prietene, ce faptă, ce monstruoasă faptă, acum să vârșește. Azi mijloc de la voi îndepărtava o crudă răzbunare pentru mine. Dar fapta asta oare decât ticăloșia nu-i mai rea? E mare mișelie, căci el copilul mi l-a smuls din brațe. Ce aș putea să vă mai spun, de vreme ce făptașul rușinea și-o pierdu? Dar nici n-am terminat. Curând te va ajunge a noastră răzbunare. Îți jur că în curând nu noi mai ocărâ râzând și noi mai spune vorbe de sudalmă, căci numai soarta poate un rău de altfel gânduți. Curând se va răpună. Femeie, tu mergi împreună cu aceste femei și lemne să aduceți aici pe acest ticălos ca să-l arde și cât mai iute gură să-i ochidem. Mania, hai să aducem niște vrejuri. Pe tine azi, eu te-i preface în scrum. Aprinde-ți, arde-ți, iar tu, fetițo, haina numai decât să o lepezi. Iar de moartea ta să nu vinuiești între femei copilă decât pe mama ta. Asta ce-i asta? Ce-i asta? Fetița e un burduf umplut cu vin. Muieri înfermântate ce sunteți și bețivane, voi nu scăpați nici un prilej pentru a bea. Câștig la Crăciunare, ruină pentru noi, ruină sunteți și pentru mobila din casă, dar și pentru brocarturi. Iar tu să-ți spui aici, zici că născui și aceasta. Da, sunt 10 luni de când eu o născui. Ți-ai născut? Desigur, zic și zău. De 3 litri decât e de... Mai răspund odată. Dar ce-mi făcut și acolo nerușinat-o? Mi-ai dezgolit copilul? Așa micuț cum e. Zi mic, mică, de mic, seama, mic. De când veni pe lume? De atunci a 3 sau 4 sărbători a cupelor s-au smurs așa. Nu e prea mult. E după Dionisiace. Dar dă-mi-l. Pe Apollo asta nu. Atunci noi te vom arde. E bine, ardeți, ardeți. Dar chiar acum eu o strâng de gât pe asta. Nu, te rog. Fă-mi mie mai degrabă ce vrei să-i faci chiar ei. Poftim, ține burduful. Acum l-am golit. Deci nu era... Fetița înfășurată, ci un burduf de vin. Nefericită, mica! Ce-i ține scumpa ta copilă? Ăsti ticălos. Da, ticălos. Dar pentru că îl vezi, să nu mi-l pierzi din ochi. Iar eu, de clistene însoțită,
Oi merge acum la pritan să spun ce chiar acum am făptuit aticălosul. Și acum ce mijloc de salvare e? Ce să încerc și ce să ticulesc? Cel care e cu pricina de m-a băgat pe mine în treburile astea nu pare de nici unde să se arate. Hai să vedem ce vestitor la el o să trimit. Și ce-ar fi dacă în lipsă de papiruș a scrie pe ofrande și apoi le-aș arunca pe la răspândi? Ar fi cu mult mai bine, e lemn și acelea așiștirea din lemn erau făcute. Ale mele mâini, o treabă iscusită să întreprindeți din lustruitele tăblițe din plăcuțe, primița cuțitului șansul, cioarduce ale mele necazuri. Plecați pe toate străzile, zburați pe aici, colea, că-și grabă mare e. Acum ne lăudăm chiar noi în paia bază. Acum e largul nostru să spunem adevărul, că spița femeiască tot omul oculește, ci iată gura lumii. Noi suntem tot ce-i rău pentru bărbați și toate de la noi vin câte sărele, procese, certuri, tristeți, boală, război. Hai să vedem, dacă opacoste suntem, de ce ne luați de soață, a? De ce? De ce vroiți ca să păziți un rău cu atâta grijă? Se întâmplă soțioara să fi plecat cu treburi, iar voi fi firesc să n-o găsiți numai decât acasă. Atunci, de ce de mânie turbați? În timp ce ar trebui să fiți voioși că răul dispăruta de la voi, nu? Femeile, chiar noi, multe am putea bărbaților să-i imputăm la judecată, pe drept cuvânt, odată ce măsura e întrecută. Și apoi firesc ar fi să fie când una dintre noi dă patrei un om folositor, un general, un colonel, să o respectăm cumva. Locul întâi să-i acordăm la stenii și la șirii și în toate celelalte sărbători pe care le păstrăm. Cea din potrivă, ce a dat un insfricos și un nemernic țării, între erar nevolnic și un șef de vasne tot, cu pletele tăiate, să se așeze în urma cele ce un brav născu. Căci nu e drept ca mama lui Hiperbol, în albă înveșmântată, cu pletele în vânt, lângă lui Lamacos, măicuță să se așeze și bani să împrumute cu dobândă? De împrumută bani, dobândă căpătând, dar nici nu e profit ce oamenii dau, ce ar trebui să-i smulgem noi, astfel zicându-i. E foarte drept ca banii tăi să facă rod, de vreme ce pe lume tu ai adus bun rod! Aproape morbit de când mă uit, e el nici unde-i. Dar cine să-l înduple ce-ar putea? De bună seamă nimeni, că-și palameda-i rece, din loc nu l-am clintit. Prin care dram atunci să-l atrag? Dar ce frămânzi din nou? Ce urmărești cu ochii? Ți-o jur pe purtătoarea de lumină, pe Hecate, că ești un ticălos! Suflete multe din pricina mea pieritau în râul Scamandru. Cum n-ai pierit și tu? Ah, pe mine iată-mă-s aici! Iar el, nefericitul Menelau, ce soțul meu e, nici când nu mai apare. O, zei, zei, de ce mai sunt în viață? Din vina corbilor aceasta, că nu te-au ciugulit. Euripide, Euripide, el e. Dar ce minunăție inima mângâie, nu-mi spulbere, o zeu, nădejdea mea născândă. Al lui Proteo, palatul acesta este. Tare, Proteo! Ah, de trei ori, ticălosul, jur că minte, sunt 10 ani de când e mort Proteas. Și care este țara în care am ajuns cu arca mea? Egiptul este. Oh, nenorocite, locul spre care am navigat! Tu dai crezare nemernicului ăsta? Ce închip sfruntat îndrugă la palavre! E Tesmoforionul, e templul adunării noastre în sărbători! Acest Proteo se află în palat, ori e plecat de acasă? În fire, tu nu ți-ai venit încă străine. Nu. Ori auziși că este mort Proteas, iar tu între mereu de ese în palat, ori e plecat de acasă? Oh, ce vai, e mort! Dar unde-i ridicat mormântul lui? Eu înainte dau tot cu Proteus, mă fac că nu pricep, ea înainte o ține cu Proteas. Mormântul lui acesta-i, pe care stăm noi doi. Ai murit odată în chibna praznic, tu ce puteai să chem mormânt, ce e de fapt altar. Și tu, de ce pe un scaun sepulcral aici stai străine și fața ți-a ascunsă sub un văl? Silită sunt ca patul nupțial cu fiul lui Proteu eu să-l împart. Oh. De ce, nemernic om?
înșel mereu, mereu pe acest străin. Acest răufăcător intrat aici ca aurul de la femei să îndosească. Tu strigă, mărsându-ți mânia pe trista înfăptură. Străine, femeia asta cine e ce atâta te hulește? De o noia lui Proteu nevastă. Pe zei, Critila sunt, fica lui Antiteon din Gargetos, iar tu... un ticălos! Nu zici ce vrei, dar eu după al tău, frate, nu-i merge niciodată! Trădând pe soțul meu, pe Menelau din Troia! Femeie, ce ai spus tu? Privirea luminoasă, întoarce-ți-o spre mine! Rușine-mi de tine, obrajii biciuismis de ocări! Dar ce-i? Uimirea mă cuprinde, oh, zei! Dar ce-mi văd ochii? Femeie, cine ești? Dar cine, deci ești tu? La fel ca tine sunt uimită eu. Femeie, în tine văd mereu mai mult chipul soției. Ah, în tine e un... e un Menelau după mireazma vegetală. Adică vreau să spun, Euripide, el fiul precupeței de verdețuri. Da. L-ai recunoscut pe acest bărbat, e cel mai fericit dintre bărbați. Tu cel târziu întors în brațele soției, ia-mă, bărbate, ia-mă, da. Cuprinde-mă în brațe, da. Și hai să te sărut, hai, vine, hai, grăbește-te și ia-mă cât mai iute. Va plânge mult pe cele 20 cel ce-o încerca să mi te ia, căci l-o-i lovi cu torța. Cum pe soața mea, copila lui Tindar, tu mă oprești ca să o duc la Sparta? O, tu-mi par străine, ai idoma cu deșuchiatul ăsta. No. Și lui tu svednic ești. Deci nu fără pricină de la o vreme încoace o faceți pe nebunii. Dar el o va plăti. Căci iată, au sosit pritanul și arcașul. Acesta e un nemernic, mai bine ar fi să o șterg. Dar eu nenorocit, eu ce voi face oare? Nu fi neliniștit nici când, nu te-o-i trăda cât mai trăiesc, cât încă pun la care și retlicuri. Nimic n-a pescuit această plasă. Acesta e ticălosul de care ne vorbi Clistene. Hei, tu! De ce-ți pleci fruntea? Arcaș, adu-l și leagă-l bine pe acesta de ușă, priponindu-l. Apoi, stând lângă el, tu să-l păzești, ca nimeni să nu se apropie de ticălos. Cu piciu să-l lovești, pe cel ce-ar cuteza, băiete. Pe Zeus, adineori, era să mi-l răpească un șarlatan. O, magistrate, pe mâna dreaptă te conjur. Căușul ei îți place să-l ții întins după arginți când ți se dă. Fă-mi un mic hatâr, că tot sunt osândit eu la pieire. Și ce hatâr? Tu dă poruncă la Arcaș ca haina femeiască să-mi lepede și mitra, mai înainte de a mă țintui la stâlpul din familie, ca eu, bărbat cum sunt, la corb servind ca hrană, să nu râdă de mine chiar și corbii. Senatul însă a hotărât ca tu să fii la stâlp chiar astfel pironit. Ca pentru trecător să fie lămurit că ești un ticălos. Nici o speranță de scăpare nu mai am. Aici de acum strigave sub celul liber tu. Arcașule, te rog. Ce nu mă mai ruga? Slăbește-o leacă lanțul. Ți-l strâng eu și mai tare. Vai de mine, mai tare tu ai strâng. Gura! Și iar să merg și să-mi aduc un scaun să te păzesc în tihnă, binișor. Aceasta e fericirea ce-mi dă te, Euripide. Ai, dar ce văd? S-a întors Euripide. Speranțe sunt și zău. Nu pare să se lepede de mine, Euripide. Mi-a dat să înțeleg că pe Perseul va juca acum. Sunt tot înlănțuit. E limpede atunci că mă va dezlega. Altfel nu s-ar fi stricurat aici, cred. Cum pot să mă apropii să nu mă vadă scitul ce-l păzește? Mă fac că sunt ecoul. Salut, copile dragi. Vai, prăpădila răznei pe tatăl tău, Cefeu, cel ce te răstigni în jalnicul ăst chip. Dar cine ești tu ce chinul meu îl plângi? Ecoul sunt, ce repetând cuvintele în gând, și care acum un an chiar în acest loc m-am fost luptat cu sârg, luându-i partea lui Euripide,
Dar, o, copilă, tu trebuie ca mila să o stârnești prin gemetele tale. Tu m-ai cumplit să gem, deci? Eu voi fi gata la această treabă, ci hai și începeți vorba. O sfântă noapte sfântă, că lung mai este drumul ce iute-l străbați, strunindu-ți stregarii pe bolta înstelată a cerului slăvit și al preanaltului Olimp. 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 De ce doar Andromeda din rele cea mai mare măsură i-a primit? Măsură i-a primit. Mai cruntă chiar ca moartea. Mai cruntă chiar ca moartea, moartea, moartea. Femeie, mă ucis bolborosind. Bolborosind, bolborosind, bolborosind. Cizău din fire, tu m-ai scos de tot. De tot, de tot, de tot. Obulul meu, ci lasă-mă să-mi cânt durerea singur, ți-e fiind datorat, sfârșești odată. Sfârșești odată. Mâncate-ar corbii! Mâncate-ar corbii! Ce rău ți s-a întâmplat? Ce rău ți s-a întâmplat? Întâmplat. Hei, ăsta! De ce îngâni? Hei, ăsta, de ce îngâni? Ai să pleznești! Ai să pleznești, pleznești. Tu-ți bați joc de mine? Tu-ți bați joc de mine, de mine. Pe Zeus, că nu eu, femeia cea de colo. Cea de colo, colo. Unde e această ticăloasă? Ah, fuge! Hei, unde fugi? Hei, unde fugi? Nu te oprești! Nu te oprești! Încă mai bombănești? Încă mai bombănești! Oprește, ticăloasă! Oprește, ticăloasă! Ce gureșă! Ce femeiușcă blestemată! Pe ce tărâm barbar furtuna m-a târât, drept prin văzduh, făcându-mi vânt prin aer cu un picior înaripat. Eu sunt Perseu spre Argos navigând, duc un gorgonic cap. Ce spui, porți capul lui Gorgon? Da, dar cine e fecioara asemenea cu zeie de stâncă pironită, precum e nava în port? Îndură-te, străine, de o năpăstuită, dezleagă-mă. Nu vrei să taci din gură, nemernico? Îndrăznești când știi că vei muri curând să mai vorbești? O, mila mă cuprinde, o, când te văd, fecioară, de această stâncă, vai, tu spânzurând în jos. Dar nu-i fecioară ăsta, ci un vulpoi viclean. Ce hoar și ticălos mai e fecioara asta? Proscite, tu-ți bați joc. Ia-i Andromeda și-i fica lui Tezeu. Dă mâna încoace ca să te-o strâng, copilă. Vezi cât o slăbiciune tot omul are, scite. A mea e de-a fi fost cuprins de amor pentru copila asta. De ce voie nu-mi dai să o dezleg, o scite, și în patul nupțial să o îmbrățișez? Străine, tu te înșeli, acesta nu-i copilă, e un deșuchiat viclean. Ai, 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 ai. Ce să mă fac, spre ce argumentări să mă îndrept? Barbara asta fire tot nu m-ar înțelege. Un alt mijloc să folosesc acum, care să fie pe măsura lui. Vulpoi viclean, cum mai vrea pe soară să mă tragă? Adă-ți aminte de Perseu, cum m-ai lăsat nenorocit. Din nou, deci, mă împing să pun mâna pe bici. Obiceiul meu să chem aici la horă pe Atena, fecioara ce tare îndrăgește jocul nostru, pe cea neprihănită, ocrotitoarea cetății noastre, ea singură puterea fără seamăn,
apar tu, ce urăști tirani, așa precum de fapt se și cuvine, întreaga spița noastră te cheamă azi, la mine vin cu pacea dinpreună, cea iubitoare de sărbări. Veniți și voi, ce azi sunteți slăvite în templu vostru, cu multă voioșie și binevoitoare, voi tesmofore, Demeter, Persefona, unde permis nu este bărbaților să intre, cariturile noastre să contemple. Femei! Femei, de vreți cu adevărat o pace de aici încolo să încheiați cu mine? Momentul e acum! Euripide! Nici când de aici înainte nu veți mai auzi ceva de rău din gura mea. Acestea sunt propunerile mele. Euripide! Dar ce pricini așa târziu te îndeamnă să vorbești, Euripide? Ăst om! Ce-ai țintuit la stâlpul infamiei e vitregul meu tată. Ne-l voi avea din nou la adăpost. Nici când de-aci încolo de rău noi scoate o vorbă de spița femeiască. Cât despre noi ne-am și lăsat convinse. Oh, Hermes, ce bine până aici făcuși să meargă totul. Nesiloc, tu odată liberat, păzește-te și cât mai repede să fugi direct acasă. Hai, fugi iute la nevastă și copii. Odată dezlegat, așa voi face. Ești deslegat, în rest e treaba ta, fugi cât de iute poți, ca nu cumva arcașul sosind să mi te înșface și apoi să mi te înlănțuie din nou. Aleargă acum, aleargă mâna de un vânt prielnic. E vremea pentru fiecare dintre noi să ne întoarcem la căsuța noastră și pacea iubitoare de sărbări să aducă bucurie în cetate, tihnă în cămin și caldă de sfătare. Ați ascultat Tesmoforiile de Aristofan. Distribuția a fost următoarea: Euripide, Dan Condurache; Nesiloh, Virgil Ogășanu; Corul femeilor, Sibila Oarcea, Mirela Gorea, Virginia Rogin, Marina Maican, Rodica Sanda Tuțuianu, Violeta Berbiuc; Clistene, Răzvan Vasilescu; Agaton, Mircea Constantinescu; slujitorul lui Agaton, Paul Gheorghiu; Pritanul, Nicolae Călugărița; Arcașul, Ion Chelaru; doi slujitori, Dan Bobe și Nicolae Crișu; asistența tehnică, Anca Staud și Tatiana Șerban; regia de studio, Rodica Leu; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia tehnică, inginer Vasile Manta; regia artistică, Titel Constantinescu.